Radio Cluj se aude în toată Transilvania. În toată Transilvania pe 95,6, pe 95,4 FM și peste tot în lume pe radiocluj.ro. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, Carmen Sa sunt eu, 14:08, a bătut ceasul până la ora 15, deschidem microfoanele și vorbim despre, vorbim despre bani, despre bani, mulți bani, cum să-i facem, cum să-i aducem, cum să fie ai noștri, mai ales cum să investim inteligent. Și o să începem misiunea de astăzi întrebându-vă cât de des și cât de sincer vorbiți cu partenerul de viață despre bani. Știți câți bani are partenerul, pe ce îi cheltuie, dacă investește pe ceva, în ceva, undeva, aveți idee ce și cum se întâmplă acest lucru? De ce vă întreb toate astea? Pentru că am citit chiar zilele trecute faptul că cea mai mare sursă de dramă într-o relație și cel mai serios, dar și cel mai greu de abordat subiect cu jumătatea de cuplu este cel legat de bani. Nu doar în cazurile în care banii sunt puțini, acolo este evident de ce sunt și certuri, ci și acolo unde sunt bani mulți, unde se fac investiții proaste. Și atunci, nu mai bine alungăm noi această sursă de stres și învățăm să facem investiții profitabile? Să știm cum să ne creștem veniturile, de ce nu? Dar să știm cum să le creștem simplu, eficient și fără riscuri majore. Știți că atunci când vorbim de bani la Radio Cluj, vorbim cu Flavian Pah, consilierul nostru în investiții financiare și fondatorul Carpathia Invest Club. Ei bine, pe Flavian l-am invitat și astăzi în direct să ne spună cum putem investi inteligent. Și o să avem timp de discuții până la ora 15. Servus și bine ai revenit, Flavian! Salut, Carmen, bine te-am regăsit și la bună reauzire! La bună reauzire și să fie așa, cu folos cu telefoane deschise. Apropo, doamnelor, domnilor, 0264420031, 0744695776 sunt cele două numere de telefon pe care le puteți forma începând din acest moment dacă aveți întrebări legate de modul în care trebuie să vă administrați banii astfel încât, așa cum toți spunem, să aducă alți bani lângă ei. Cum să sporească, cu alte cuvinte? Pentru mesaje scrise avem un alt număr de telefon, 0752-228-637. Să știți că am postat două întrebări decupate din întreaga discuție de astăzi pe care o să am cu Flavian Pah și pe pagina de Facebook și avem deja niște răspunsuri foarte interesante acolo. Banii sunt parte din viața noastră, nu-i așa? Inevitabil sunt. Și ar trebui să facă parte și să ne dea o siguranță, zic. Dar ca să avem această siguranță, ar trebui să știm cum anume să îi folosim și cum să investim inteligent. Și tot folosesc acest termen și știu că și Flavian l-a folosit în rubricile lui anterioare, ce și cum să facem ca să investim. Cum să ne gestionăm banii este o abilitate pe care ar trebui să o învățăm, că de aceea vorbim despre educație financiară și de aceea ne încăpățânăm în fiecare zi de miercuri să aducem această rubrică pe frecvențele noastre. În plus, ne încăpățânăm ca această rubrică să fie și pe site-ul nostru și pe rețelele de socializare. Bun, mai e un blocaj foarte mare atunci când vine vorba de bani, nu doar de cel despre care am povestit eu la începutul emisiunii, acolo unde partenerii se mai iau așa la schimb de replici. Nu prea știm cât valorează banii pe care îi avem. Ei bine, Flavian, cred că e rolul tău, dat în faptul că tu întreții această rubrică, să ne spui ce și cum să facem și o să încep cu următoarea întrebare. O să te rog să ne spui care sunt principalele trei greșeli pe care le facem atunci când vine vorba de gestionarea banilor. Cred că prima ai menționat-o deja, cea legată de lipsa de conștientizare a valorii pe care banul o are. Este foarte ușor să cheltui atunci când ai bani și este foarte greu să faci rost de bani atunci când nu îi ai și asta uităm de cele mai multe ori. Atunci când ne gândim la investiții, o altă greșeală majoră pe care investitorii, debutanți o fac, este să creadă în aceste promisiuni de îmbogățire peste noapte, pentru că există foarte multe tendințe actuale în piață, foarte multe persoane care promit îmbogățirea într-o zi, 20. La cine te referi? La genul acela de persoană? Da, e destul să deschizi Facebook-ul sau Google-ul și să cauți metode de investiții rapide și vei vedea că apar 100 de site-uri care îți promit că în 10 zile sau într-o lună de zile îți rezolvi toate problemele financiare.
Din păcate nu este așa de ușor. Dacă ar fi așa de simplu, am fi cu toți milionari. Și dacă ar fi atât de simplu, ar face-o toată lumea. Tocmai de aceea eu recomand aceste investiții inteligente și poate la un moment dat ne întoarcem la punctul investițiilor inteligente ca să explicăm de ce există această sintagmă în piață, investiții inteligente, dar hai să ne întoarcem la greșeli. Deci cele două greșeli pe care le-am menționat până acum, nu valorizăm destul banul și credem în promisiunile de îmbogățire peste noapte. Hai să nu uităm că aceleași promisiuni erau și pe tapetul Dacia Felix sau Caritas. Cred că de acolo ni se trage reținerea foarte mare. Deci nu e nimic nou sub soare, trebuie doar să știm în ce vrem să investim și unde avem încrederea să punem banii să lucreze pentru noi. Și a treia greșeală este că foarte multă lume uită regula celor 3 de 90. E o regulă care mie mi-e foarte dragă și care cred că sintetizează foarte bine primii pași în investiții. Ai spus-o și în rubrica de astăzi. De astăzi, 90% din investitori pierd 90% din bani în primele 90 de zile de tranzacționare. Dacă trecem cu bine peste primele 3 luni de zile, deja putem să considerăm că facem parte din cei 10% care s-au ținut departe de primele greșeli. De ce facem aceste prime greșeli? Ce se întâmplă de fapt? Suntem expuși la foarte... avem, dorință avem, bani avem, după 3 luni am dat kick, s-a terminat. Suntem expuși la foarte multe strategii de investiții care, după cum am spus deja, promit maracusarea. Și din punctul meu de vedere, înainte de a începe să investim, trebuie să înțelegem clar care este rolul bursei și care este rolul investițiilor în general. Investițiile făcute inteligent, și uite, hai să explicăm ce înseamnă această sintagmă de investitor inteligent. Acum o să folosesc o frază pe care am auzit-o la maestrul Florin Piersic. Cum țin minte toate lucrurile pe care vreau să le spun, îmi fac un nod în minte și revin întotdeauna la el. Deci revin și... Bă, astăzi deja am vreo 2-3 că vreau să mă întorc și la ideea că salvez relațiile dacă ai grijă de banii tăi. Da, da. Oricum, hai să discutăm aceste investiții inteligente. De unde apare sintagma investiții inteligente? Lumea o să o găsească destul de des răspândită în piață. Până în anii 20, până în anii 30, bursa din Statele Unite ale Americii era într-adevăr un fel de Wolf of Wall Street, lupul de pe Wall Street, dacă ați văzut filmul. Înainte de crash-ul. Înainte de crash-ul din 29-33, toată lumea vindea și cumpăra acțiuni fără o regulă sau fără reguli. Da. Dar se făceau bani. Se făceau bani, dar se și pierdeau foarte mulți bani. Există foarte multe teorii care spun că acel crash foarte mare din 1929-1933 se cauzează și lipsei de raționament a brokerilor sau investitorilor care atunci când au văzut panica în piață au început să vândă masiv toate acțiunile pe care le-au avut, asta având un efect de levier, o magnitudine mult mai mare a evenimentului. După anii 30-40 a apărut un nou curent de gândire care își are bazele într-o carte scrisă de Benjamin Graham, care a fost profesorul lui Warren Buffett, cel mai mare investitor din istorie, cu vreo 40 de miliarde de dolari under management, deci fonduri pe care le managerează în America. Iar acest Warren Buffett a fost un elev al lui Benjamin Graham, care a scris o carte. Benjamin Graham a scris cartea Investitorului Inteligent. Și a spus, uite, eu am pierdut foarte mulți bani în anii 29-33. Voi nu faceți ca mine. Nu faceți ca mine și eu las 10 reguli, 15 reguli de investiții care vor dăunui peste timp. Ei, acele reguli de investiții fac parte din așa numitul comportament al investitorului inteligent, care oferă un anumit rețetar pentru riscul pe care ți-l asumi în investiții, pentru primii pași pe care trebuie să-i faci în investiții, pentru companiile în care vrei să începi să investești și mai ales să înțelegi de ce vrei să investești în anumite companii. Deci întotdeauna când veți auzi această sintagmă, chiar și rubrica financiară sau chiar și la alți consilieri financiari din piață, investiții inteligente, să se aprindă undeva un beculeț verde. Acea carte mai e valabilă și astăzi? Mai este valabilă și astăzi. Este... Are aceleași principii care stau la baza dezvoltării unei afaceri profitabile, investiții. Este o carte care cumva reprezintă fundamentul clubului nostru de investiții. Clubul de investiții Carpatia folosește aceste reguli pentru investițiile pe care le face. Și este o carte pe care o recomand tuturor investitorilor care vor să înceapă să investească. Dacă vor să se țină departe de acești 3 de 90
și repet, 90% din oameni pierd 90% din bani în primele 90 de zile, să citească, înainte de a începe să investească, această carte a lui Benjamin Graham, Investitorul Inteligent. De aceea vorbim de educație, nu? Financiară. Educație financiară și experiență legată de investiții, pentru că aici ai ridicat puțin o minge la fileu. Noi ceea ce facem la Financiaria este să încercăm să educăm publicul larg referitor la ce înseamnă principiile de bază ale investițiilor, cum să începi să investești, la ce să ai grijă atunci când vrei să pui primii bani pe bursă și așa mai departe. Însă ce am observat de la persoanele cu care am intrat în contact în ultima perioadă este că partea practică este puțin deficitară. Ne este foarte greu să facem acel pas spre a începe să investim cu adevărat. Pentru că nu știm cum se face. E foarte simplu din punctul meu de vedere. Dacă am X sumă de bani, aș vrea, bineînțeles, să o înmulțesc, să sporesc averia. Nu știu ce să fac. Să-i pun în bancă, noi cam atâta știm. Că să-i punem la saltea e cam periculos. Și atunci, unde să investesc? Unde mă duc? Ce fac? Cum depinde foarte mult de profilul nostru de investitor, depinde foarte mult de ce vrem să obținem de la banii noștri, depinde foarte mult de cum am obținut acei bani. Un consilier financiar vă poate spune în momentul în care începeți să investiți de ce ar trebui să apelați la anumite acțiuni sau anumite instrumente financiare în care să investiți banii voștri. În funcție de istoricul pe care îl ai, care sunt cele mai bune investiții pentru tine? Da, spre exemplu, dacă ai o vârstă fragedă, hai să zicem 25 de ani și vrei să începi să investești, apetitul tău la risc este mult mai mare decât atunci când ai 80 de ani sau 70 de ani. Poți să investești și la o vârstă înaintată, 70-80, dar atunci, cu siguranță, banii pe care îi ai, vrei să investești mai degrabă în investiții mai conservatoare. Nu vrei să-i pierzi. Nu vrei să-i pierzi și atunci vei merge într-o zonă de obligațiuni, titluri de stat, care, uite, altă discuție exact. Pe care ar trebui să o avem astăzi, până mâine mai... Hai să o avem astăzi, că mâine, da, deja mâine deja e prea târziu. Mai sunt două zile în care putem să subscriem pentru titlurile de stat tezaur, în limbaj mai colocvial. Putem să cumpărăm titlul tezaur mâine și până mâine și poi mâine cu o dobândă cuprinsă între 7,2 și 8%. Banii pe care îi avem, dacă vrem să îi mulțim, putem să-i oferim statului român cu titlul de împrumut un an, 2 ani sau 3 ani de zile cu dobânda respectivă. 7,2% dacă vrem să cumpărăm titluri pentru un an de zile, 7,5% pe 2 ani sau 8% pentru 3 ani de zile. Putem să facem genul acesta de tranzacții și online? Nu e obligatoriu să mergem la trezorerie, la poștă? Nu este obligatoriu să mergem la trezorerie. Se poate merge la trezorerie și chiar vă încurajez să o faceți, pentru că o vizită la trezorerie s-ar putea să vă aducă niște bani în plus, da? 8% dobândă în următorii 3 ani de zile. Dar aceste titluri de stat pot fi achiziționate și online din spațiul privat virtual. Sunt preferate pentru că dau cumva sentimentul acela de siguranță, că nu se poate întâmpla nimic rău cu banii tăi? În investiții niciodată să nu spui niciodată. Și asta e adevărat? În România mai ales niciodată să nu spui niciodată, corect? Obligațiunile de stat sunt printre cele mai sigure instrumente financiare disponibile pe piață, deoarece ele sunt garantate de statul care le emite. Și garantează investitorului returnarea sumei de bani la finalul perioadei de maturitate plus o anumită dobândă, respectiv în cazul titlurilor tezaur valabile astăzi și mâine, 7%, 7,5% sau 8%. V-am spus și ați auzit la Radio Cluj. Bun, hai să povestim acum cum să facem, deja îmi frec palmele, ca banii noștri să ne aducă și mai mulți bani. Și știi ce mi-ar plăcea foarte mult? Ca în momentul acesta, printre cei care ne ascultă, să fie cel puțin unul dintre cei 133.000 de investitori la Bursa de Valori din București și sunt convinsă că e cel puțin unul dintre cei 133.000. Acesta cred că e numărul românilor care au înțeles că pot să faci bani la bursă. Potrivit celui mai nou raport al Bursei de Valori București și a instituțiilor care urmăresc numărul de investitori din piața românească, am atins un nou record. 133.000 de români investesc la bursă. Aici o creștere față de acum 4-5 ani. O creștere serioasă.
foarte mare, dacă e să ne raportăm la ultimii 4 sau chiar 5 sau chiar 10 ani, însă nu vom merge mai departe decât de cifrele de anul trecut. În iunie 2022 am fost 117.000 de investitori pe bursa de la București. În septembrie 2022 am fost 128.000 și atât că la finalul anului trecut, decembrie, cele mai proaspete cifre, 133.000 de români care investesc fie în obligațiuni, fie în acțiuni listate la Bursa de Valori de la București. Ai spus am fost, ești și tu acolo? De aceea sunt aici. Bun, hai învață-ne atunci să ne deschidem un cont. Ah, filozofia unui cont de investiții. Filozofia, practica. Și practica. Ce faci presupune această operațiune? Învață-ne un pic așa cum să ne descurcăm în hățișul ăsta financiar. Da, am oftat puțin pentru că ai deschis o cutie a Pandorei. Mă pricep la lucrurile astea. Ideea este că cred că și în momentul de față, dacă ar fi să facem un sondaj de opinie între ascultătorii Radio Cluj și am întrebat câtă lume s-a gândit măcar o dată să înceapă să investească, însă nu a făcut-o pentru că A, B, C, D, E și aici am putea enumera motivele, cred că ar fi destul de multă lume care ne-ar oferi un răspuns. Exact. Hai să ne tu două, trei exemple de A, B, C, D. Există o reticență încă în piața românească pentru a începe aceste conturi de investiții. Pentru că nu prea știm în jurul nostru pe cineva care a făcut-o deja. Sau dacă știm ăla că am dat kicks și a plecat cu banii prietenilor, da, știu eu. Ok. Ferice de mine că eu nu știu astfel de persoane încă. Eu le știu pe cele păgubite. Ok. Dar un alt motiv care cred că grevează asupra acestei lipse de apetit pentru a pune banii să lucreze pentru noi și pentru a deschide un cont de investiții este și faptul că de foarte multe ori nu avem pe cine să întrebăm cum să facem acest lucru. Uite, până la ora 15 și te întrerup acum 0264420031 0744695776 și da, dacă aveți o sumă de bani pe care ați pus-o deoparte ca să vă fie de folos cândva, nu știu, peste câțiva ani de zile, peste, nu știu, poate la bătrânețe, ei bine, puteți să-l întrebați pe Flavian Pah în direct, consilierul nostru financiar, ce e mai bine și cum să procedați astfel încât să vă deschideți, să fiți activi pe bursă, ce să faceți astfel încât să multiplicați banii pe care îi aveți și cu întrebările foarte concrete vă așteptăm. În primul an de investiții, recomandarea mea ar fi ca lucrurile să fie cât mai simple cu putință. Ce înseamnă asta? Să nu oferim foarte mult timp lucrurilor care complică viața pe bursă, cumpărării de acțiuni astăzi, vânzărilor mâine sau analize excesive a anumitor companii. Eu recomand tuturor persoanelor care vor să înceapă să investească să facă primul pas, să-și deschidă un cont de investiții și al doilea pas să replice un indice bursier, fie cu expunere la piața locală, fie cu expunere la piața internațională, și să-și creeze disciplina necesară pentru a cumpăra acțiuni în acel fond de investiții în fiecare lună la o dată anume. Că este 15, că este 20, că este 25 a lunii, contează mai puțin, însă cred că succesul în investiții nu e neapărat direct proporțional cu cunoștințele pe care le ai, ci mai degrabă cu disciplina și cu limitarea riscului la care te expui. O să iau de la bază. E greu să-ți deschizi un astfel de cont? Nu este greu, sunt extrem de mulți brokeri acum pe piață care oferă posibilitatea de a deschide un cont online, însă cred că ai nevoie de puțin ghidaj pentru a avea încrederea necesară și consiliere și curajul ca să faci acest pas, deoarece deschiderea unui cont de investiții presupune înscrierea unor documente cu acel broker, validarea contului, un schimb valutar pe care poți să îl obții în termeni mai buni dacă știi cum să realizezi acele schimburi valutare și cum să faci anumite transferuri din contul tău personal în contul de tranzacționare. Îți dau doar un exemplu, foarte mulți brokeri au un anumit comision dacă depui banii direct de pe card sau nu cer niciun comision dacă faci transfer bancar pentru a-ți alimenta contul de investiții.
Foarte multă lume nu este atentă la acest detaliu, dar este un comision de 0,7% în fiecare lună pe care poți să-l ții în buzunar. Dacă nu știu cum să-mi deschid un astfel de cont și nu vreau să apelez la un broker, pot apela la tine? Brokerul este o anumită categorie de jucător în piața de capital. Un consultant financiar, așa cum sunt eu, este o altă categorie de reprezentant al pieței financiare. Care poate să fie omul ce mă ajute și mă învață să-mi gestionez banii, contul și așa mai departe. Exact. Care poate să te ajute să deschizi contul, care te poate ajuta să îți creezi o strategie de investiții, care te poate ajuta să menții acea strategie de investiții o perioadă îndelungată de timp și care te poate ajuta să-ți creezi niște automatisme de investiții care sunt la ordinea zilei atunci când vine vorba de fonduri mari care investesc inclusiv în piața românească sau jucători mari de pe piață. Dacă v-ați uitat puțin la toate ofertele din zona aceasta de investiții, toată lumea subliniază investiții lunare, investiții lunare, investiții lunare. Faptul că tu începi să investești în fiecare lună o sumă de bani în aceste unități de fond sau în fonduri mutuale pe care le ai la dispoziție, este deja un prim pas pe care îl faci către independența ta financiară. Transilvania ascultă Radio Cluj. Pe 95,6, 95,4, dar și online pe radiocluj.ro. Sper că ați avut răbdare pe prima linie să așteptați ca să puteți intra în direct cu noi, bănuiesc, cu Flavian Pach. Bună ziua! Bună ziua! Ați avut răbdare, mulțumesc. Știu că v-am ținut un pic mai mult astăzi. Nu este nicio problemă. Și dori să știm de la invitatul meu astăzi, pe lângă comisioanele de depunere și retragere care se schimbă de la broker și de la firme de exchange-uri, cât ar fi comisioanele care trebuie plătite la stat în urma profiturilor acestor tranzacții, mă gândesc. De bani, tranzacții. Ok. Da. Care implică ANAF-ul, bănuiesc, da, sau da. Celelalte instituții abilitate în domeniu. Ei, acum să știți că legislația în domeniu s-a schimbat recent. Dacă, spre exemplu, sunteți un investitor pe termen lung și contul dumneavoastră este contul dumneavoastră de tranzacționare este deschis la un broker care își desfășoară activitatea fiscală pe teritoriul României, plătiți 3% impozit dacă tranzacția dumneavoastră este mai mică de un an de zile sau 1% impozit dacă tranzacția dumneavoastră este mai mare de un an de zile. Aici se încearcă încurajarea investițiilor, nu a speculei sau a tranzacțiilor pe perioadă scurtă de timp. Evident, dividendele sunt impozitate diferit. Cel mai bine este să discutați fie cu brokerul dumneavoastră, fie cu un consultant financiar. După emisiune ne putem auzi cu mare drag. Pentru a vedea care este modul de deținere a celor acțiuni pe care le aveți, profiturile pe care le-ați înscris în anii anterior și cum trebuie depus acea declarație către ANAF. O altă întrebare m-ar interesa dacă Bursa de Valori de la București sau din România, cel puțin, au opțiunea de a merge pe shortage-uri? Nu, încă se lucrează la această variantă și se va implementa contrapartea centrală, din câte știu, în anul acesta, în 2023. Cu mare drag, la revedere. Zi frumoasă în continuare, să știi că mai avem pe cineva care așteaptă pe cealaltă cu mare linie, drag. Așa că punem bună ziua data viitoare când intrați în direct și o să vă rog să aveți un pic de răbdare. 0264420031 0744695776, poate avem noroc de data aceasta. Nu uitați și de numărul pentru mesaje scrise, să știți că le citesc dacă apucați să le și scrieți. Până la ora 15, 0752-228-637. Flavian Pach este invitatul meu astăzi până la ora 15. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm. Se rămână. Vă rog. Doamna Carmen, e foarte complicat cu fondul ăsta de investiții și cu toate minunile astea care la noi în Târnăveni. La noi în Târnăveni a fost combinatul chimic, care toată lumea a avut încredere în el și toate acțiunile care le-am avut acolo le-am băgat pe combinat, că am zis că au bani și au tot. Și ați rămas fără bani și fără acțiuni? Poftiți? Ați rămas fără bani și fără acțiuni?
Exact. Tâlhari și bandiții care au fost atunci la putere, au dat faliment și am rămas cu buzele umflate. Nu, o, dar acolo s-a întâmplat. Întrebarea și rugămintea mea, aveți o întrebare pentru invitatul meu? Da, eu vă rog. Eu vă spun cinstit, eu nu am încredere în brokeri. Știți și, poate dacă știe și domnul invitat al dumneavoastră, și la Sibiu, unul Stoica, parcă, să nu știu cum îi chema, care eu ofensat pe foarte mulți. Eu am bani la bancă, vă spun ce simt acum, dobânda la bancă pe un an de zile este 7,5. Însă aveți grijă că este impozabilă dacă aveți depozite bancare. Este, da, măcar știu, dacă mergeți în titlul de stat, aveți 8% fără impozit. Eu încă aștept întrebarea. Asta e întrebarea. Bun, mulțumim. Eu aș avea, Carmen, un comentariu la ceea ce a spus ascultătorul nostru. Într-adevăr, au existat aceste episoade în anii 90 în care foarte multe companii, în care românii au avut acțiuni, au cam dat faliment. Însă există foarte multe acțiuni care încă sunt valabile și care au fost emise în anii 90 și pe care nimeni nu le revendică. Există, unde ar putea să găsească oamenii, nu știu, o listă cu toate aceste firme la care au avut acțiuni și care sunt active în continuare? Dacă acțiunile există și dacă le avem, sunt acele acțiuni la purtător pe care le găsim printate, imprimate pe o hârtie. Da. Cel mai ușor este să vă adresați depozitarului central, unde depuneți o copie după buletin. Depozitarul central este autoritatea care deține toate scripturile legate de acțiunile din România. Cine deține acțiunile, pe numele cui au fost emise, care mai sunt, ce acțiuni mai sunt valabile și așa mai departe. Deci dacă aveți acele acțiuni emise în anii 90, cel mai bine este să întrebați depozitarul central dacă acele acțiuni mai au o anumită valoare sau nu. Sunt foarte multe acțiuni pe la SIF Oltenia, SIF Banat Crișana, foarte multe companii. Care au oferit, spre exemplu, dividende în ultimele 10 ani de zile și nu le-a ridicat nimeni. Și dacă au oferit dividende și eu nu le-am ridicat, le iau cu recuperare? Tot depozitarul central este cel care poate să răspundă la această întrebare. Dar ce am vrut să menționez la ceea ce a spus domnul din Târnăveni, este foarte riscant să ținem toți banii în România. Și poate pentru această declarație o să primesc foarte multe critici. Însă, o regulă de bază a investițiilor este să nu investești în piața în care muncești, trăiești și de unde îți primești salariul. Dacă investim în piața locală și veniturile noastre vin tot din piața locală, riscul nostru de investiții, riscul pe care îl avem pe banii noștri, este strict legat de ce se întâmplă în piața românească. Dacă mine piața românească sau România o ia la vale din punct de vedere economic, se duc pe apa sâmbetei și investițiile noastre și banii pe care am investit. Germania, Franța, America nu o ia la vale? Nu există nicio garanție. Doar că sunt mai stabile piețele lor. Da și nu. Unele piețe sunt mai stabile decât piața românească, altele nu. Însă regula de bază a oricărui investitor trebuie să fie diversificarea riscului. În momentul în care eu încep să investesc într-o piață internațională, fie că e piața americană sau piața germană sau piața franceză, am explicat astăzi la Financiaria ce poți să faci ca să investești în aceste piețe. Iar dacă nu ați auzit interviul, sau mă rog, rubrica lui Flavian, îl găsiți pe radiocluj.ro. Deci ca să continui ideea, Carmen, faptul că ții toți banii în același coș, coșul acesta numindu-se România, s-ar putea să fie o problemă. Investițiile trebuie să fie cât mai diversificate cu putință și dacă distinsul nostru ascultător din Târnăveni n-ar fi investit în anii 90 în combinatul din Târnăveni și ar fi investit în piața americană sau în piața germană într-un portofoliu diversificat. Nu prea cred că știau atunci oamenii ce și cum se face. Uite, vezi, de aceea, din punctul meu de vedere, acum suntem într-un context istoric favorabil. Au trecut 30 de ani în care ne-am mai deșteptat și noi, știm ce să facem cu banii, îi avem, știm cum să investim sau putem afla cum să investim într-o total altă manieră decât au fost promisiunile de înmulțire a banilor în anii 90. Toată lumea... conciliezi. De aceea sunt aici. Hai să vedem dacă a avut răbdare pe prima, a doua linie. Bună ziua! Salut, bună ziua! Domnul nostru a avut răbdare, mulțumesc tare mult. Vă rog întrebarea pentru invitat. O să fiu foarte scurt pentru domnul invitat, că e foarte prețios timpul și mai ales informațiile de o inestimabilă valoare. Stimate domnule, vă rugăm să ne explicați despre noile tehnici ale băncilor, plățile instant și plățile curente. Nu prea înțeleg un aspect, dacă eu plătesc la o bancă, pentru o altă bancă,
se numește plată instant. Sunt care vor să facă, sunt care nu. Vă rugăm să ne explicați cum am putea face, pentru că alții au rate, să zic, la o bancă, dar găsim banca doar în Gherla și putem plăti la cea din Cluj și așa mai departe, ca să, dacă puteți lămuri. Citisem și eu pe un forum chestia asta, nu știu cât e de reală și dacă e adevărată și dacă ne puteți spune ceva. În rest, sănătate, dau voie și la alții, mult succes, ascult pe radio. Mulțumim. Din păcate, distinse domnul, să fiu foarte cinstit cu dumneavoastră și foarte transparent, este prima dată când primesc o astfel de întrebare. Nu știu exact la ce vă referiți atunci când spuneți despre aceste plăți instante între bănci și așa mai departe. Poate ai un cont, un card la o bancă și vrei să faci investiții, să cumperi, să deschizi conturi pe alte bănci. S-ar putea. Eu la ce m-aș întoarce, ca totuși să nu lăsăm întrebarea fără răspuns. În momentul în care alegem banca cu care lucrăm, trebuie să fim atenți la toate comisioanele pe care banca le percepe și toate operațiunile pe care le putem realiza prin banca respectivă. Acel contract cu toate detaliile pe care nu-l pe care nu-l citim niciodată. Și dacă avem întrebări legate de aceste plăți și aceste comisioane pe care unele bănci le percep, ar trebui să mergem să discutăm cu ofițerul nostru de credite sau ofițerul bancar din banca cu care lucrăm și să ne lămurească referitor la aceste aspecte cu semnul întrebării. Alo, bună ziua! Alo? Nu, cu răbdarea asta un pic mai greu astăzi și e de înțeles, răspunsurile nu pot fi date în câteva secunde, așa că rugămintea mea insistentă, chiar până la ora 15, este să rămâneți pe linie atunci când aveți întrebări ca să puteți primi și răspunsurile. 0264 420031 0744 695 776, cele două numere de telefon pe care vi le punem la dispoziție, preț de încă 15 minute. Invitatul meu de astăzi este Flavian Pac, consilierul nostru financiar, cu care vă întâlniți în fiecare zi de miercuri pe frecvențele Radio Cluj și pe care îl puteți descoperi în online pe radiocluj.ro, pe pagina noastră de Facebook, pe pagina noastră de Instagram, pe grupul tău de Facebook. Și cu care vă puteți întâlni și mâine, dacă aveți vreun drum prin zona Parcului Central din Cluj. Pentru că am primit foarte multe întrebări în ultima perioadă legate de modul în care ne putem întâlni și putem discuta așa mai fără perdea despre investiții și bani, am decis să reluăm tradiția întâlnirilor clubului nostru de investiții. Ne întâlnim în fiecare ultimă zi de joi, în fiecare lună. O să spun și unde ne vedem mâine, dacă e ok, la Collins Pub, undeva în zona Parcului Central. Suntem un grup de investitori, vreo 40 deja, și așteptăm pe toți ascultătorii noștri care vor să vină să stăm de vorbă referitor la investiții și, încă o dată spun, la o discuție foarte francă despre bani, să ne cunoaștem și să povestim mai mult. Unde timpul nu e atât de limitat așa cum e astăzi, că ne așteaptă imediat ora 15 în 20 de minute și unde pot să adresez toate întrebările, primești toate răspunsurile, poate sunt și probleme asemănătoare. Sau... Da, eu consider că puterea grupului este mult mai mare decât puterea individuală și tocmai de aceea o parte a strategiei clubului nostru de investiții este să formăm o comunitate de investitori. Nu contează că suntem începători în investiții sau oameni cu experiență, e bine să ne întâlnim, să discutăm, să ridicăm problemele pe care le avem și poate să le rezolvăm împreună. Bun, sunteți în direct, bună ziua! Am revenit, dacă îmi dați voie, Florin Dragan, să duc ideea la sfârșit. Am voie să spun nume de bănci, ca să pot să spun... Aș prefera să nu, că altfel trec eu pe la caserie. Să vă dau un exemplu. Deci avem rata la banca X, dar în comună avem banca Y. Okay. Eu, dacă plătesc rata la banca X, banca X, spunând cont instant, poate să-mi ia bani sau comision, sau poate nu. La asta mă refer, dacă știți ceva de lucru. Da, aici sunt... Politica nouă apărută recentă, ci că din decembrie, ianuarie, nu toate băncile o aplică, din ce am înțeles, altele cer comision, altele te recomandă să faci. Da, sunt comisioanele interbancare pe care le plătiți și pentru alte transferuri pe care le faceți dintr-o bancă într-alta. Da. Deci exact același principiu se aplică și în cazul dumneavoastră. Am înțeles. Da, bun, mulțumim tare mult. O să repet numerele de telefon în caz că aveți întrebări pentru invitatul meu de astăzi. 0264 420031 0744 695 776. Și am rămas la conturile pentru investiții la bursă. Le-am deschis sau cel puțin ai spus care ar fi primii pași care trebuie făcuți? Apoi?
Apar trebuie să începem să investim. Dar aici este aici este marea problemă. Pentru că foarte multă lume nu prea știe în ce să înceapă să investească. Asta era următoarea mea întrebare. Universul acestor brokeri care îți oferă acces instant la piața de capital la nivel global este unul foarte complex. Și atunci stai și te întrebi în momentul în care ți-ai deschis un cont, dacă ai reușit să treci peste toți pașii necesari deschiderii acestui cont, stai și te întrebi, ok, ce mi se potrivește, în ce vreau să investez, ce, cum vreau să-mi structurez eu portofoliul de investiții și așa mai departe. Și tocmai de aceea revin la ideea că în primii ani de investiții, sau cel puțin în primul an de investiții, cel mai ușor este să replicăm sau să cumpărăm unități de fond într-un anumit indice bursier, care urmărește, spre exemplu, performanța celor 20 de companii românești listate la Bursa de Valori de la București, sau celor 500 de companii care, americane care formează indicele S&P 500. Foarte multă lume face greșeala că în momentul în care își deschide un cont de investiții, să se simtă puțin pierdut în acel univers. Nici nu e de mirare. Nu este de mirare, pentru că încă suntem la început de drum și cu aceste conturi de investiții și cu strategiile de investiții care ni se potrivesc. Și tocmai de aceea încerc de fiecare dată să subliniez că există niște reguli pe care trebuie să le urmăm. Există niște cluburi de investiții din care putem să facem parte sau spre care putem să ne îndreptăm atunci când avem întrebări legate de cum să-mi încep un cont de investiții, în ce să investesc pentru început și așa mai departe. Și mă bucur să văd că aceste eforturi dau roade. Mă întorc la cifra de 133.000 de investitori la Bursa de Valori București, un număr record. O cifră la care încercăm să punem și noi umărul în perioada următoare, pentru că am început chiar de astăzi un proiect, marca Financiaria și Carpathia Investing Club, în care sper că Radio Cluj să fie partenerul nostru numărul 1. Un proiect care se numește Primul meu cont de investiții și ne propunem ca în perioada martie-iunie 2023, deci adică de luna de viitoare, viitoare, timp de 3 luni de zile, să susținem 100 de persoane care vor să își deschidă un cont de investiții. Oh, minunat, doamnelor și domnilor, uite, primim primele sfaturi. 100 de persoane, primi 100 înscriși. Primii 100 înscriși, o să fie o serie de workshop-uri pe care o să le desfășurăm la Cluj, la Oradea, la Alba Iulia, la Târgu Mureș, Sibiu, cel puțin așa ne-am gândit în prima instanță. Evident, sunt dispus să merg oriunde este nevoie de cunoștințele noastre și de aportul pe care ne putem să-l aducem în zona aceasta de investiții. Și care workshop-uri concret ce înseamnă? Înseamnă 3 ore de discuții legate de piața de capital din România și de regulile acestor investiții inteligente pe care le-am menționat la începutul discuției noastre. 2 ore discutăm principii de bază ale bursei, explicăm ce înseamnă bursa și gândim o strategie pe termen lung. A doua parte a întâlnirii fiind rezervată deschiderii pur și simplu a unui cont de investiții, în care asist pe absolut toată lumea care își dorește să facă acest lucru, de la A la Z. Continuă colaborarea, mă gândesc, după cele 3 ore, după ce continuă mi-am deschis un astfel de cont. Continuă colaborarea și după aceea. M-am uitat puțin în piață în ce înseamnă aceste cursuri de educație financiară sau cursuri care te ajută să faci primii pași pe bursă și a rămas puțin uimit de sumele mari care se cer pentru așa ceva. Așa, șochează-ne. Să spun cifre? Să spun în euro sau în lei? În euro. La reducere sau la preț întreg? La preț întreg. La preț întreg, nu știu, undeva 12, 10, 8 întâlniri, 1000 de euro, 1000 și la reducere vreo 700. Wow! În contextul în care găsești foarte multe din acele informații, chiar gratuit, pe financiara.ro sau la voi pe site, rubricile noastre, dacă le pui cap la cap, îți cam dau o înțelegere destul de bună a pieței de capital și a primilor pași în investiții. Și nu costă 700, 800, 1000 și ceva de euro? Cu siguranță nu. Eu îmi doresc să întâlnesc toate acele persoane care vor să înceapă să investească și nu știu cum să facă acest lucru. Și de aceea am gândit aceste workshop-uri, pentru că vreau să merg
și acolo unde este nevoie de puțin curaj, de puțin sprijin, de puțin imbold, pentru a face primul pas serios spre independența financiară. Eu vreau ca peste 20 de ani, atunci când o să mă întâlnesc cu lumea pe stradă, să-mi spună, Flavian, îți mulțumesc pentru că la un moment dat, acum 20 de ani, ai avut curajul să îmi spui că așa se fac lucrurile. Că vorbești de independența financiară, drumul acesta către independența financiară, ce trebuie să cuprindă în primul și în primul rând? În primul și în primul rând trebuie să cuprindă această raportare diferită la banii pe care îi avem. Trebuie să folosim banii pe care îi avem în sprijinul nostru, chiar dacă sunt mulți, chiar dacă sunt puțini, o parte din ei trebuie să folosim pentru investiții. Știu că foarte multă lume se bazează pe ideea că statul va avea grijă de noi la bătrânețe și că o să avem pensii. Da, uite, n-apucăm astăzi să vorbim despre... Da, despre pilonul 2, pilonul 3... Și pensionarii zilei de mâine, adică noi. Noi, da, și pensiile oferite de statul român diferitelor categorii ocupaționale și diferitelor categorii de vârstă. Din păcate, pentru mine, care sunt o persoană trecută puțin de 30 de ani, nu știu dacă pensia de stat va mai fi la îndemână când o să am 60-70 de ani. Dacă va mai fi cineva care să-ți dea ție exact. Pensie când și va fi cazul. Și tocmai de aceea, ceea ce facem noi prin Financiarea și prin Clubul de Investiții Carpatia nu este să reinventăm roata, ci este să preluăm un model pe care piața americană îl folosește de 100 de ani, în așa fel încât la vârsta de pensionare, 60-65 de ani, să ai un cont de investiții care să-ți permită să ai niște retrageri de capital de 40-50 de mii de dolari pe an, care să îți ofere liniștea de care ai nevoie. Știu că poate sună mult, da, dar dacă facem aceste investiții pas cu pas și le facem într-un mod conștient, să putem ajunge la niște sume frumoase. Care e regula ta de aur în investițiile pe care tu le faci, în portofoliul tău de investitor și pe care ne-o poți dezvălui și nouă? Investesc constant cam 30% din ce câștig în fiecare lună, fie că este o lună mai bună sau fie că este o lună mai proastă, 30% din lunar în fiecare lună este regula mea de aur, fie că sunt 100 de lei, fie că sunt 500, fie e că sunt 1000 de lei. E regula aceea, întâi te plătești pe tine? Exact. Aceasta e deja a doua regulă. Deci 30% din cât câștig în fiecare lună investesc în bursă și prima dată când am acces la banii din salar sau din investițiile sau din serviciile pe care le am în luna respectivă, primul lucru pe care îl fac este să depun acei bani într-un cont de investiții. Pentru că dacă nu fac acest lucru, banii se cheltuie foarte ușor și merg pe multe alte cele. Din păcate, noi nu avem aceste mecanisme pe care piața americană le are la îndemână, unde poți să subscrii la o schemă de investiții oferită de angajatorul tău, în care la finalul fiecărei luni angajatorul investește pentru tine o anumită sumă de bani, în timp, suma respectivă se adună, e un fel de pilonul 2, pilonul 3 în România, dar un pic diferită. Noi, dacă vrem să facem aceste investiții, trebuie să le conștientizăm și să ne disciplinăm. Spuneam și adineauri că pentru un investitor aflat la început de drum, disciplina investițională și disciplina de a pune acei bani să lucreze pentru în fiecare lună este de 10 ori mai importantă decât cunoștințele pe care le are legate de acțiuni, cum le evaluezi, cum evaluezi o companie, cum citești un raport de evaluare. E un univers complex care nu e neapărat necesar în primul an. În afară de piața din România, unde ne îndemn să investim? Sau, mă rog, spuneai la un moment dat că piața din România ar putea fi lăsată așa undeva în background. Nu văd neapărat un background al pieței din România. Piața românească se descurcă destul de bine în ultimii ani. Dacă vedem creșterile pe care le avem pe bursă, cifrele sunt destul de bune. Am început anul cu o creștere de 5% pe piața de valori de la București. Însă ce observ este o tendință de concentrare a investițiilor în aceste 20 de companii care formează indicele BET, Bucharest Exchange Traded. Sunt 20 de companii, Fanion, OMV Petrom, Romgaz, Transelectrica și așa mai departe. Foarte mulți investitori individuali investesc în indicele BET, banii pe care îi iau la îndemână și pun deoparte și reprezintă poate acești 10, 20, 30% în fiecare lună.
Însă ce nu conștientizăm este că și pilonul 2 și pilonul 3 de pensii merge tot în aceste prime 20 de companii. Spre exemplu, cele mai importante dețineri ale fondurilor de investiții care oferă aceste servicii, pilonul 2 și pilonul 3, sunt în Banca Transilvania, Fondul Proprietatea, OMV Petrom, BRD și așa mai departe. Dacă noi venim cu niște investiții suplimentare care merg tot în aceste companii, într-o perioadă de 20 de ani de investiții, ne expune mult prea mult la un top de 20 de companii care nu știm cum o să performeze nici măcar mâine, dar în 20 de ani. Duse la extrem aceste discuții, s-ar putea da să avem episoade de genul celor menționate de ascultătorul nostru din Târnăveni. Există și în piața românească și în piața internațională companii care au dat faliment și arătau foarte bine la un moment dat. De aceea mă întorc la ideea de diversificarea portofoliilor. Dacă locuim în România, trăim în România, investim în România, ar fi bine poate să începem să investim puțin și în alte piețe. Putem să investim foarte ușor în piața americană, dacă e să mă întorc la investitorul inteligent al lui Benjamin Graham, elevul lui Warren Buffett spunea never bet against the American economy, niciodată să nu pui un pariu împotriva economiei americane. Însă anul trecut piața engleză, piața germană au performat foarte bine, undeva prin februarie, undeva prin septembrie, octombrie anul trecut, recuperaseră deja scăderile masive din ianuarie, februarie. Deci sunt economii în care putem să investim, nu neapărat pentru a aștepta niște retururi enorme, ci pentru a ne diversifica portofoliile pe care le avem. Foarte multe întrebări mai am pentru tine, nu mai am timp, însă 14:55, o ultimă întrebare totuși, o să te rog să răspunzi foarte la subiect. Care este cea mai importantă lecție financiară pe care tu ai învățat-o în viața aceasta și de investiții și de afaceri și pe care o să te rog să ne spui și nouă? Să protejez întotdeauna banii pe care îi am, pentru că banii se fac foarte greu și se întorc și mai greu. În investițiile pe care le facem trebuie întotdeauna să protejăm partea de pierdere. Tocmai de aceea spuneam că foarte multe din investițiile speculative pe care lumea le promite în acest pachet de îmbogățire peste noapte sunt cele care din păcate ne țin departe de investițiile clasice, investițiile pe care să le facem pe baza unor reguli. Lecția mea pe care am trăit-o pe pielea mea este să nu sper că se pot întâmpla minuni peste noapte cu banii pe care i-am. Dacă am 5.000 de lei puși deoparte, hai să păstrez pe cei 5.000, să investesc cu o rată de retur de 8-10% în fiecare an și să repet același proces de 5.000 de lei și luna viitoare ca să pot să merg și să investesc. Repetăm discuția noastră și luna viitoare. Cu mare drag. Foarte multe întrebări spuneam că mi-au rămas nerostite. Le notez și le aduc la întâlnirea viitoare. Cu Flavian vă întâlniți, v-am spus, pe site-ul radiocluj.ro, pe pagina noastră de Facebook, de Twitter și de Instagram, dar și pe grupul Investește Inteligent, portofoliul de investitor. Și mâine seară ne vedem de la ora 19. Cei care vor sunt așteptați să afle mai multe detalii despre întâlnirea noastră pe grupul de Facebook. Ne întâlnim să discutăm despre investiții și să stăm și la un pahar de vin bun. Atunci venim. Mulțumesc tare mult, a fost Flavian Pah, invitatul meu în direct astăzi. Doamnelor, domnilor, Camela Velțan vine cu ultimele informații și cele mai importante ale orei 15. E timpul să mi-a rămas bun, 14:57 de minute bătute în cuie fix. Carmen Sa sunt eu, ne reauzim mâine după ora 14:10. Să aveți o după masă excelentă. Transilvania ascultă